Bună seara și bun găsit la o nouă ediție de Autentic Românesc. Numele meu este Cristina Chiriac și așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară de miercuri descoperim povești autentice, povești frumoase. Dacă la începutul debutului nostru la Canal 33 vorbeam cu Nicoleta Chirica, care este fondatoarea brandului Iuta, iată că invitatul din seara aceasta este tot un om de afaceri, tot autentic românesc, despre care se spune că este expert în finanțe. Domnul Dan Paul este președintele Asociației Brokerilor și are un parcurs antreprenorial, așa cum îmi place mie să-i spun, foarte interesant. Adică n-am muncit niciodată la stat, am muncit doar pentru el. Bună seara, domnule Paul, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. O să încep așa, mai abrupt, nu cu o poveste personală, pentru că știu că vă place și sunteți destul de discret cu viața personală, dar am să încep abrupt cu ceea ce se întâmplă în societatea românească. Ați văzut că în ultimele două zile, cel puțin, societatea românească este invadată așa de o oaie. Toată lumea, cel puțin de când s-a lansat acea declarație de către ministrul turismului din România, că precum că oaia ar fi cea mai potrivită pentru logo-ul României, pe toate dezbaterile publice se dezbate acest subiect. Aș vrea să știu așa de la dumneavoastră, pentru că știu că sunteți pasionat de tot ceea ce se întâmplă în România și nu doar de economie, de toate domeniile, cum priviți dumneavoastră ca om de finanță, ca om de business, ca român, acest subiect? Cum îl abordați? Da, vorba lui Iohannis, bună întrebare. Și greu răspunsul. Cred că e o prostie asta cu oaia, așa tot direct să vă răspund. Nu știu dacă e ceva reprezentativ pentru România. Mie mi se pare reprezentativ coloana fără sfârșit a lui Brâncuș, de exemplu, sau un alt simbol românesc. Oaia mă duce cu gândul la oier și avem alți oieri care vor folosi probabil acest brand, dacă el devine un brand de țară, în folos personal. Nu am nimic cu acest animal, care este și el binevenit câteodată pe masa românilor de Paște și este mâncat de toți oamenii din întreaga lume, dar cred că în comparație cu frunza e un simbol mai puțin reușit. Cred că România nu are oameni talentați la acest domeniu, în a alege ceva reprezentativ pentru România. E doar un prost gust în a pune un simbol național, un animal care e ceva lipsit de inspirație. Am să mă agăț de afirmațiile dumneavoastră, precum că România nu are oameni talentați, și am să vă întreb direct, vorbiți de oamenii politici care nu sunt talentați sau în general România nu are suficient de mulți oameni talentați? Nu, ați înțeles contextul. Nu are oameni talentați în politică care se simtă românește, să iubească România, să facă cinste României. România în ultima perioadă cred că nu are noroc la conducători și cu asta cred că am spus tot. Așa văd eu lucrurile. Există țări care au simbol, cum am avut noi frunza, de exemplu Libanul are cedru, un copac care este foarte răspândit în pădurile din Liban, dar e potrivit pentru un simbol național. Pentru noi mergea stejarul, dar frunza de stejar o au canadienii. Se putea găsi simplu un simbol. Se putea alege calul mai degrabă decât oaia, dar cred că oaia, așa cum am văzut-o eu în ziar desenat în aceste zile, fără să am ceva personal cu acest animal care e minunat atât ca animal cât și ca produs final pe masa noastră. Mai are România oameni talentați? Da, sigur că are oameni talentați în multe domenii, de la sport până la artă. România a avut totdeauna oameni talentați, dar nu are legătură cu acest simbol. E o decizie politică și de multe ori politicienii sunt fie neinspirați, fie vin de nicăieri, fie sunt lipsiți de bun gust, de cultură. Știu că foarte mult timp ați militat pentru piața de capital și încă o faceți într-un mod foarte puternic, aș putea să spun eu. Aveți chiar, ați avut atribuții sau aveți, te urmează să-mi spuneți noastră exact, în ceea ce privește alinierea legislației, în ceea ce privește piața de capital cu legislația europeană. Și mai știu că aveți deseori opinii în mediul public cu privire la felul în care această aliniere la legislația europeană marchează diferite segmente, nu întotdeauna fericit,
segmente economice din România. Eu mă reîntorc acum la ceea ce mă interesează pe mine, și anume faptul că emisiunea se numește Autentic Românesc și aș vrea să vorbim doar despre valorile autentice românești, valori care se regăsesc din punctul meu de vedere în educație, în sănătate, în toate domeniile, cultură și istorie și așa mai departe. Să vă întreb, cum vedeți evoluția valorilor românești în contextul european? România ca țară și înainte să se cheme România a făcut totdeauna parte din Europa. Cred că se demonetizează această intrare a noastră în Europa, să ne adaptăm culturii europene. Nu, România ca țară, ca popor, ca nație a făcut totdeauna parte. Noi nu trebuie să ne integrăm, nu trebuie să ne adaptăm. Ceea ce spuneți despre legislație este altceva. În foarte multe domenii, Uniunea Europeană încearcă prin tot felul de directive, regulamente, să impună în multe sectoare propria legislație, ceea ce eu consider că este greșit, pentru că nu totdeauna se potrivește obiceiul local cu, sau modelul de business dintr-o anumită țară cu cel din Germania, din Franța, și cred că este unul din motivele serioase pe care Europa însă nu îl înțelege, motiv pentru care Anglia a ieșit din Uniunea Europeană. Pentru că și-a dat seama că aceste legi impuse dintr-o altă parte, asta este greșeala Europei astăzi, distruge businessul local. Asta se întâmplă astăzi și în România, în piața de capital, în multe alte domenii. Acum câțiva ani am avut o dezbatere publică în care țăranii români erau scandalizați de faptul că Uniunea Europeană le impune cum să taie porcul de Crăciun sau ce viță de vie trebuie să plantăm pe pământul românesc. Cred că sunt niște prostii și niște reguli impuse politic dintr-o altă parte pe care noi nu trebuie să le luăm așa cum vin ele. Trebuie să facem ceva. Sunt țări în Uniunea Europeană, și exemplul cel mai bun este Polonia, care de multe ori își apără interesul național, pentru că nu totdeauna modelele se potrivesc. Și aici este greșeala Uniunii Europene, că a devenit mai mult un stat birocratic, politizat, cu politicieni la fel de proști ca cei pe care avem noi. Trebuia să spun inteligenți. Da. Aș vrea să vă întreb, pentru că vorbeați de interesul național. Știu politicienii noștri în ziua de astăzi care este interesul nostru național? Așa, privind în ansamblul politic, care se leagă, se interconectează cu toate domeniile, cu cel economic, cu cel cultural. Mai putem, ați văzut cumva, simțiți vreo direcție în care, pe care o dau cei care astăzi ne conduc destinele? Nu prea înțeleg ce înseamnă în ultima perioadă interesul național, în afară de ceea ce un om de bun simț ar trebui să înțeleagă prin acest prin aceste cuvinte, pentru că a fost foarte demonetizat acest interes național. Am avut un vicepremier care pronunța mereu aceste două cuvinte și el a ajuns în derizoriu, din păcate. Cred că interesul național înseamnă, în primul rând, pentru politicieni să gândească românește, să gândească pentru România, să-și iubească propriul popor. Ce înseamnă asta? Să nu fim aserviți unui interes din afară, să nu ne plecăm capul atunci când se dă o regulă proastă, să facem, de exemplu, ca model istoric, ceea ce a făcut CUZA atunci când a unit două principate române, când România era sub tutela Turciei și Turcia era un imperiu, și a fost primul domnitor român care s-a dus la Istanbul și nu a mers în genunchi în fața sultanului, a mers în picioare, îmbrăcat în uniformă militară românească, și turcii l-au așteptat la fel, cu muzică românească, îmbrăcați ca niște europeni, au tras salve de tun în cinstea domnitorului român și au acceptat șeful statului ca de la egal la egal. Asta înseamnă interesul național, și CUZA a făcut multe pentru România. În ultima perioadă văd că românii nu-și mai cunosc sau nu propagă bine istoria. Se spune că România modernă a fost făcută de Carol I. Da, Carol a avut o mare contribuție, dar România modernă, startul acestui demers a fost făcut de CUZA. CUZA a făcut unirea, el a inventat multe lucruri ca stat de drept și ca stat modern român, acel stat european. Și era român, era al nostru, dar
ca și acum, conducătorii s-au gândit că nu e bine să îi conducă un român, pentru că tot turnau mereu sau se turnau între ei unei alte puteri, s-au gândit că e mai bine un prinț străin care să fie neutru. Și am avut noroc prima oară că am avut un prinț străin, Carol I, care a fost român ca sentiment, ca simțire, chiar dacă el nu era ca origine din România. Dar România a avut noroc atunci. După aia nu am mai avut, după mine, conducători, cu mici excepții, cu noroc. România, la acest capitol stă încă prost, pentru că e un popor chinuit. Are o clasă politică care cred că nu este reprezentativă pentru popor. Din această cauză și întrebarea noastră e firească, noi nu ne îndreptăm spre o direcție clară. Noi mergem așa cu curentul, să ne integrăm în Uniunea Europeană. Aud acum prostia asta de la Bruxelles cu Europa cu mai multe viteze. Și nu înțeleg ce înseamnă asta cu mai multe viteze. Adică am o mașină și o roată merge cu o viteză și una merge cu altă viteză. Nu cred că funcționează mașina. Probabil s-au gândit doar la cutia de viteză. Adică... Da. Și în aceeași mașină în care stăm toți, că Uniunea Europeană e ca un autobuz în care ne îmbarcăm toți, unii pasageri merg cu viteza a patra și unii cu a întâia, nu? Dar toți locuiesc în același avion sau în același mijloc. Nu cred că poate a fost doar o declarație politică sau un stil de a încerca să redea starea... A accepta așa ceva din partea conducătorilor României, și o spun cu o jenă patriotică acum, înseamnă a dezonora poporul român. Dacă aș fi fost un reprezentant al statului român, nu acceptam acest lucru. Această declarație de la Bruxelles arată că suntem cetățeni de mai multe categorii. Adică unii vor fi de categoria întâia, iar alții sunt de categoria a doua, second hand sau cum vreți să-i numiți. Și așa suntem priviți astăzi în Europa. Nu e corect. Adică ori suntem toți egali, regulile sunt pentru toți, ori unii sunt mai șmecheri decât alții pentru că ei stau în alte țări care sunt mai în vestul Europei. Nu. Trebuie să fim tratați toți egali și să avem demnitatea, sau conducătorii să aibă demnitatea, să-și apere propriul popor. Da, poate că aici este și vina noastră ca popor, pentru că de fiecare dată când a fost timpul să ne alegem conducătorii sau cei care ne reprezintă atât în Parlament, cât în Parlamentul Național, cât și în Parlamentul European, cred că n-am făcut cele mai bune alegeri, pentru că uitându-mă în spate și văzând că cei care ne reprezintă nu fac întotdeauna, poate sunt și alte motive raționale pe care noi nu le știm, dar eu nu simt că clasa politică care conduce România astăzi mă reprezintă. Pentru că, așa cum ați spus, nici eu nu simt că această țară are o direcție, că știm care ne este interesul național, că avem domenii prioritare în care investim, în care creăm politici fiscale, pentru că, dragi telespectatori, să știți că nu întâmplător în seara aceasta am invitat un om de învergura domnului Dan Paul, pentru că, pe lângă faptul că are o vastă cunoaștere în foarte multe domenii, este și un om foarte bine informat și eu cred că, pentru că noi suntem o televiziune de business și pentru că emisiunea noastră se numește Autentic Românesc, cred că trebuie să promovăm oameni de valoare, oameni care au un cuvânt de spus și care nu sunt demonetizați. Adică nu apar la toate televiziunile, pentru că domnul Dan Paul este o prezență destul de discretă, nu o veți regăsi pe toate televiziunile în fiecare seară comentând diverse știri. Nu, este o prezență destul de discretă în peisajul românesc, dar cu un cuvânt a cărui greutate atârnă foarte mult în diferite domenii. Așadar, poate avem și noi o parte de vină. Nu? Eu nu mă simt vinovat, pentru că poate nu am avut între cine să alegem mai bun sau mai rău, sau poporul a ales corect rău cel mai mic, și aici nu vreau să intru în din detalii. Istorie, la fel, în ultimii 25-27 de ani, parcă întotdeauna am avut de ales, întotdeauna numai răul cel mai mic. Ei, și ăsta e un lucru pozitiv, trebuie să vedeți partea plină a paharului. Nu, și nu cred că politicienii sunt ceea ce reprezintă poporul, sunt niște ștampile care se pun mereu. Cred că pur și simplu n-am avut noroc sau n-a ieșit acel lider de undeva din mulțime care să fie bun, reprezentativ pentru România. Sunt mulți factori, e o dezbatere complicată asta, dar aveți opțiunea să nu mergeți la vot, pentru că aud mereu acest lucru, poporul e de vină că nu a mers la vot. Nu, votul nu este obligatoriu. E și dreptul nostru, dacă nu avem între cine și cine să alegem,
să nu mergem la vot. Votul, de exemplu, este obligatoriu în Grecia. Și grecii primesc amendă dacă nu merg la vot. Vreau și o lege în România să fie votul obligatoriu și atunci înțeleg comentatorii sau politicienii care dau vina pe popor. Poporul ar putea să protesteze astăzi, tot democratic, spun acum un lucru care va fi criticat, să nu meargă deloc la vot. Și atunci se vede că absenteismul înseamnă o penalizare a clasei politice și poate politicienii vor înțelege. Dar în România sunt multe reguli care nu se respectă. Și vă dau un exemplu. A fost un referendum acum câțiva ani de zile în care numărul de parlamentari a fost votat să fie mai mic. Referendumul pentru asta a fost făcut. Și poporul a ales, a votat, ca parlamentarii să reprezinte această țară într-un număr mai mic. Nu s-a ajuns însă ca la următoarele alegeri să avem acest lucru. Deci în România nu se respectă referendumul, voința poporului. Asta ar trebui să facă statul. Statul prin politicieni și prin cine administrează această țară. Noi avem un parlament care cred că are un număr de politicieni reprezentativ pentru România, cei care fac politica în parlament, mai mare decât Statele Unite ale Americii, care State Unite au o populație de 10 ori populația României. Deci e ceva de noaptea minții. Noi dacă am avea 30-50 de parlamentari, pentru că oricum nimeni nu cunoaște mai mulți, restul doar dorm sau încurcă pe acolo culoarele și cheltuim și foarte mulți bani cu ei, nu suntem eficienți, ar merge țara mai bine. Dar cred că la un moment dat, eu sunt optimist, România va avea noroc și va ieși un lider din mulțime care va fi bun pentru această țară. Încă nu am văzut în ultimii 27 de ani liderul providențial care să ducă țara înainte, de care toți să fim mândri, care să nu fie contestat. Asta poate că vine undeva și din firea poporului român, care de multe ori își contestă liderii, îi ceartă. E așa un mix. Așa e, ăsta e farmecul României. Știu că ați devenit antreprenor la o vârstă foarte fragedă, să-i spun așa. 20 și ceva de ani. E adevărat, da. Cum a venit imboldul acela pentru de a deveni antreprenor? Pentru că pe vremea aceea, marea majoritate fie lucrau în companiile deținute de către stat, fie în administrație publică, foarte puțini aveau curajul de a risca la 24 de ani să își întemeze un business. M-am gândit că e greu ca statul să facă ceva pentru mine și pot eu să fac ceva pentru stat, adică să plătesc impozite. Și dacă fac ceva lucrativ, o întreprindere, ca să fie antreprenor, adică lucrez ceva, dacă am noroc și succes, voi ai putea eu ajuta statul prin plata impozitelor. Cred că este vorba de concepția fiecărui om în a fi angajat undeva, într-un loc călduț și își urmează o carieră sau a risca și aș urma o idee, a întreprinde ceva, că de aici vine antreprenor. Și după 90, când multă lume înființa firme, era așa o emulație, o efervescență în societatea românească, am avut și eu câteva idei, le-am pus în practică, unele mi-au ieșit, unele nu, așa am devenit antreprenor. Și m-am gândit că e mai bine să fii propriu stăpân decât să fii angajat undeva la stat, pentru că încă nu erau companii private, multinaționale, nu înțelegeam acest concept, nu era în societatea românească atunci și pot să zic că am luat decizia corectă. Acum eu o să vin cu o întrebare mai dură, pe care știu că o veți înțelege. În urmă cu o săptămână ați participat la o conferință a ziarului Bursa și în cadrul acelei conferințe o anumită doamnă v-a adresat audienței o întrebare. Precum că numai nici nu știu cum să spun, să-mi caut cuvintele pentru că știți exact la ceea ce mă refer, că numai oamenii care au furat și care sunt apărați de o anumită clasă politică, să-i spunem așa, au reușit să facă business-uri corecte în România și că a folosit acolo un termen foarte urât, dar eu n-am să-l redau în seara aceasta. Spuneți-mi, credeți că oamenii care au făcut bani, pentru că sunteți unul dintre acei oameni care ați făcut bani, iar din punctul meu de vedere, cunoscându-vă, pot să spun că sunteți unul dintre cei mai corecți oameni din România pe care îi cunosc. Credeți că
am asistat cel puțin la mai multe declarații de genul acesta, cel puțin în ultima perioadă. Chiar credeți că antreprenorii români, cei care au făcut bani, toți sunt hoți, toți au furat, au dat în cap, toți nu avem chiar niciun antreprenor corect și cinstit care să fi muncit pe rupte și să fi creat locuri de muncă și să fi plătit taxe și impozite la stat, astfel încât să-i scoatem în față pe acești antreprenori corecți, nu pe aceia de carton care s-au ridicat pe niște afaceri furate, pentru că au fost și cazuri de genul acesta. Trebuie să recunosc. Cred că se face o confuzie în societatea românească și e ușor așa de pus o ștampilă, de format un tipar, un fel de invidie în societate. Toți oamenii care au reușit înseamnă că au furat. Cred că sunt foarte mulți anonimi, oameni de bună credință care s-au apucat de afaceri, au reușit, au făcut bani cinstiți, așa îmi place în ultima perioadă să spun, să facem bani cinstiți ca să se înțeleagă delimitarea de ceilalți bani. Și am să explic. E o confuzie în societate între ceea ce se vede la televizor prin lupta anticorupție, foarte mulți așa ziși oameni de afaceri care nu făceau altceva decât să fure de la stat. Celebrul caz Microsoft, fără să dau nume. Astea nu sunt afaceri. Deci ei înființau niște firme, acei oameni se credeau oameni de afaceri, unii dintre ei foști sportivi care sunt implicați, oameni implicați în politică, oameni de afaceri, credeau ei că sunt oameni de afaceri și prin aceste contracte dedicate de la stat, ei, cei care se ocupau de furtul banilor de la stat, credeau că fac afaceri. Și foarte mulți primari, politicieni, oameni implicați în administrație au făcut lucrul ăsta. Astea nu sunt afaceri. Astea sunt doar dorințele politicianului român care ajunge în politică, se duce către vârf pentru un singur scop, acela de a ajunge la bani publici și de a-i da prietenilor sau chiar lui. Astea nu sunt afaceri. Trebuie să delimităm aceste așa zise afaceri, aceste excrocherii de oamenii care muncesc corect, care plătesc impozite, care au o fabricuță, care au o firmă și care n-au legătură cu astfel de fenomene. Nu vreau să crez eu o confuzie acum. Nu spun ca nimeni să nu mai lucreze cu statul, că este imposibil. Și statul are de făcut drumuri, are de făcut alte lucruri. Și sunt oameni de afaceri privați care au contracte cu statul. Dar toate aceste lucruri ar trebui să se desfășoare corect. Și cred că lupta reală care este în România astăzi, și ne ferim să spunem lucrul ăsta, sau unii o blamează, lupta anticorupție, e un fenomen corect. Se separă apele. Acești oameni care nu făceau afaceri, erau doar oameni cu influență politică, crezând că fac afaceri, sifonau banii de la stat, îi furau, cum vreți să spuneți, asta e treaba celor care cercetează astfel de situații, lămurind lucrurile, societatea românească se va trezi, odată sper ca politicienii care sunt implicați în astfel de lucruri să nu mai facă și nici așa zis și oameni de afaceri să nu mai existe. Și atunci apele se vor limpezi. Și cred că orice țară, din America până în România, care are antreprenori, e o țară bună. O țară unde oamenii muncesc corect, unde ai voie să faci asta. Libera inițiativă. Despre ce vorbim? Să nu confundăm toate lucrurile cu mizeria pe care o face o anumită parte. Cel mai grav este faptul că astfel de declarații vin de la foști oameni politici care au deținut funcții în Guvernul României sau de la reprezentanți ai instituțiilor bancare. Iar lucrul acesta nu poate să nu mă îngrijoreze, pentru că noi avem de creat un nou segment, segmentul tinerilor antreprenori. Dacă noi nu oferim exemple de succes de antreprenori români, nu ai cum să-i încurajezi, nu ai cum să-i încurajezi să rămână în România. Noastră, de exemplu, n-ați luat niciodată în considerare să locuiți în altă țară? Nu m-am gândit la acest lucru, pentru că îmi place România ca și țară, ca și popor, cu bune și cu rele, că fiecare popor are și părți mai puțin bune. Iubesc această țară, cred că pot să fac bani cinstiți aici și nu m-am gândit să mă mut în altă țară în care să o iau de la început sau m-aș duce în altă țară să stau la pensie, să văd marea, soarele și să mă întorc oricând în România, dacă viața îmi va permite acest lucru, pentru că astăzi poți să călătorești oriunde, să stai oriunde, să faci orice. Dar îmi place să muncesc în România, chiar dacă este greu câteodată, cred că înțeleg foarte bine societatea românească și cred că niciodată în străinătate
asta cred eu despre mine, nu ajungeam să fac ce am făcut aici. Decât poate dacă plecam la 20 de ani și atunci nu știu ce s-ar fi întâmplat, pentru că istoria niciodată nu se judecă cu dar sau cu dacă. Dacă făceam altfel, era altceva. Pentru că am vorbit foarte puțin de viața noastră personală și poate nu toți telespectatorii noștri știu ceea ce faceți dumneavoastră, aș vrea să-mi spuneți doar atât, să începem așa, un pic cu începutul. Cum v-ați apucat de piața de capital? Din mai multe întâmplări. Am citit la un moment dat o carte despre, în care erau descrise momente de dinainte de război în care România avea o bursă. Citind, m-a fascinat acest lucru, nu prea îl înțelegeam, dar pasul definitoriu a fost în momentul în care la un moment dat am luat ziarul Financial Times, am văzut descrise cotațiile de la bursă, mi s-a părut un fel de chineza veche sau chirilică, că nu înțelegeam nimic și m-am gândit că băieții ăia sunt foarte deștepți care citesc astfel de simboluri, de cifre și a fost așa un fel de impuls de moment, n-aș putea și eu să înțeleg ce scrie acolo. Și apoi a fost totul simplu, am urmat un curs, mi-a plăcut foarte mult ceea ce am auzit, am simțit că înțeleg, adică m-am simțit ca un grădinar într-o grădină și am zis asta mi se potrivește foarte bine. Și în momentul ăla totul a fost așa ca un vis pe care l-am urmat, nu a fost foarte simplu totul, nu vreau să spun că nu au fost și piedici. Am făcut o firmă de brokeraj, am intrat în această lume, cu timpul au venit și banii, dacă ești serios și corect. Am cunoscut această lume fascinantă care pentru România a avut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, unde se pot face bani cinstit, unde companiile se pot finanța, că asta înseamnă bursa, prin oferte publice, prin apelarea la banii publici și am cunoscut mulți oameni cu bune și cu rele, cum sunt românii, și o lume de care nu mă pot despărți, în care mă simt întotdeauna foarte bine pe teritoriul meu, în care pot să spun că înțeleg absolut astăzi orice se vorbește, orice regulă prezentă, trecută, viitoare, și dacă apare ceva nou, citesc mereu, adică este un domeniu care acum este în schimbare, trebuie să citești mereu, niciodată nu le știi pe toate, dar poți să le înțelegi, să știi unde să citești, și e o lume, finanțele sunt ca sângele, circulă prin organism sângele și ține omul în viață. Așa sunt și banii, așa este și lumea bursei. Dacă nu circulă banii, cum a spus Grigore Ureche, banii aceia sunt buni care circulă în toate direcții. Așa se vorbea limba românească atunci. Și cred că e corect. Am să mă întorc, pentru că nu pot să ignor lucrul acesta, că sunteți absolvent de ASE și că v-ați apucat de piața de capital, dar numai după ce v-ați apucat să studiați singur. Așadar, trag o concluzie. Poate este greșită, mă contraziceți dumneavoastră. Nu v-a pregătit suficient și nici în ziua de astăzi facultatea nu oferă suficiente pârghii pentru a pregăti un tânăr absolvent în cariera pe care și-o dorește să o urmeze. Da, așa este. Nu, învățământul român astăzi în România are o problemă, adică stilul lui, filozofia noastră, cel mai important lucru la învățământ superior, dar poate și cel din liceu sau mai jos, are o formă veche de a pune studentul să învețe pe de rost ce scrie în curs sau în carte și a reda la examen. E total greșit. Nu știu dacă a fost vreun ministru, poate au fost unii care au încercat să facă ceva și mi-amintesc că am avut un ministru bun, nu mai mi-amintesc cum îl cheamă, al învățământului, care își dăduse doctorate prin Japonia, bacalaureatul în străinătate și presa din România și românii criticau faptul că el n-ar avea bacalaureatul. Nu mai mi-amintesc numele Funeriu? Lui. Funeriu. Dar era un băiat foarte inteligent, care își dăduse un doctorat în chimie, cred, în Japonia și care am simțit într-adevăr că înțelege și vrea să facă altceva. Învățământul superior în alte state, în statele dezvoltate, face altceva. Îl învață pe student să gândească. Îl învață să fie creativ. Nu să învețe pe de rost un text pe care să-l redea la examen. În învățământul din străinătate, în țările occidentale, studentul e lăsat cu cărțile pe masă,
Pentru că dacă el în 2-3 ore nu știe unde să se uite sau n-a învățat, n-are decât să vină cu toată biblioteca. Învățământul din străinătate face altceva. România este învechită, dar nu este doar România învechită, și sunt și alte țări. Franța e la fel ca România. Nu are un model extraordinar de învățământ superior. România ar trebui să schimbe această paradigmă. Școala nu te învață mare lucru, te învață unde să te duci, unde să te uiți. Sunt studenți care sunt autodidacți, care învață ceva și dacă au noroc de un profesor bun, nu putem să blamăm cu totul învățământul superior românesc. Nu, el nu este cel mai rău din lume, dar ar trebui să se modernizeze, ar trebui să facă altceva pentru student. Din această cauză, tinerii din România se uită mult spre școlile de afară, pentru că au văzut că e altceva acolo. Altceva, adică îi învață să gândească, nu să învețe un text pe de rost pe care apoi trebuie să-l redea la examen. Nu asta înseamnă învățământ superior. Asta poți să faci singur și acasă. Bun, tocmai din acest principiu, pentru că ați constatat pe propria piele că învățământul din România nu a oferit suficiente pârghii, știu că aveți cursuri de profesionalizare continuă la Asociația Brokerilor și mai știu că de foarte multe ori mergeți voluntar și vorbiți tinerilor studenți despre ce înseamnă piața de capital. Cum simțiți curentul acesta? Sunt suficienți de motivați tinerii să înțeleagă și să-și îndrepte pașii către o carieră în piața de capital? Nu prea sunt atrași, nu sunt așa cum eram eu acum 20 ceva de ani, nu am văzut încă acest lucru. Poate că nu înțeleg bine domeniul, nu li se explică sau vine de la o motivație personală, dacă există sau nu. Am văzut foarte multă indiferență în școlile superioare românești. Noi la asociație facem, printr-un institut de formare profesională, pregătim brokeri, dacă ei vor să vină, adică un tânăr care vrea să participe la niște cursuri unde învață numai piață de capital, apoi dă un examen și devine broker. Facem asta pentru că credem că noi suntem cei mai buni, cei care ne ocupăm de asta să dăm tinerilor, și avem lectori care s-au format pentru acest lucru. Și apoi, da, sunt invitat câteodată la diverse facultăți să țin discursuri, invitat de diversi profesori, studenților din ziua de astăzi. Nu am văzut o mare atracție în general pentru învățământ din partea studenților. Am participat la un curs în care o parte dintre studenți își dădeau lucrarea de licență sau de masterat chiar în piața de capital și cu una sau două excepții nimeni nu punea întrebări. Dacă îți faci lucrarea de licență în piața de capital și vezi în fața ta un cetățean care cu asta se ocupă, nu-l storci de informații, nu-i pui întrebări, nu-l scodești, că mi s-a părut așa o lipsă de interes. Dar probabil că nu trebuie să privim lucrurile doar din unghiul ăsta. Studentul român în ultimii ani de facultate astăzi își caută un loc de muncă, încearcă să facă bani, nu mai are timp așa mult de școală, școala nu-l atrage din diverse motive, unele le-am spus și eu, și atunci e un fel așa de se complac atât profesorii cât și studenții în diverse tipare, cursuri pe care le tot dau de la unul la altul și în final vor fi ingineri, economiști și așa mai departe. Cred că școala românească nu e foarte rea, dar ar putea să fie foarte bună. Se mai fac bani din piața de capital? Pentru că povesteați puțin mai devreme despre sloganul, să-i spunem așa, lui Grigore Ureche. Totul se învârte în jurul banilor. Normal că un tânăr care ar vrea să se apuce să facă bani din piața de capital trebuie să știe, domne, piața aceasta funcționează suficient de bine, există suficient de multe companii listate, lichide, astfel încât să oferă oportunități de a face bani? Există piața asta de capital a noastră, încă nu este acolo unde ne-am dori, adică noi ne dorim ca România să fie o piață emergentă, ceea ce înseamnă o altă categorie de investitori. Încă se fac bani în piața de capital, dar cred că tinerii trebuie să înțeleagă spiritul meseriei, trebuie să știe de ce merg acolo, ce înseamnă să fii broker, ce înseamnă să vin să cumpere acțiuni, dacă îi fascinează această lume. Pentru că piața de capital, ea ca origine, a apărut atunci când oamenii au constatat că pot să-și mărească compania vânzând și altora părți din această companie pentru a dezvolta diverse proiecte. Așa cum în Belgia, în Olanda,
În Anglia au fost finanțate companii care sunt celebre astăzi, compania indiilor de vest, de est, unde oamenii făceau comerț, aduceau mirodenii. Toate acele lucruri au fost finanțate prin burse și așa au apărut bursele. Dacă tinerii văd această meserie ca o atracție pentru ei, așa cum vrei să te faci inginer mecanic, trebuie să-ți placă mașinile, motoarele, vrei să te faci pilot, ai o plăcere în a zbura cu avionul. Trebuie să înțeleagă fascinația acestui lucru și banii vor veni, ca în orice domeniu, în care dacă ești foarte bun, vei câștiga și bani. Dacă tinerii se gândesc doar la bani, adică e bine plătit, mă duc acolo, asta e o concepție greșită, nimeni a doua zi nu le va da un Ferrari, o secretară, telefon mobil roșu și așa mai departe. Pentru că prima întrebare astăzi în piața de capital din partea multor tineri care vor să se facă, cât câștigă, cât sunt plătiți și așa mai departe. Nu, lor trebuie să le meargă mintea, să se gândească cum aduc clienți, cum pot să facă bani pentru ei, pentru companii, pentru clienților, să înțeleagă de ce este fascinantă piața de capital. Ce înseamnă că lucrezi cu oameni, cu banii altor oameni, că ai o mare responsabilitate și așa mai departe. Dacă ar fi să faceți, să trageți o concluzie sau o privire de ansamblu asupra antreprenoriatului românesc, acesta relativ tânăr de 27 de ani din România, cum arată antreprenoriatul românesc din punctul dumneavoastră de vedere? Arată ca peste tot în lume, cu greutățile românești, adică birocrație și așa mai departe, impozite, legi neclare, fără predictibilitate, lucruri de care se plânge toată lumea și toți antreprenorii. Arată în felul următor: un om care are o inițiativă și vrea să facă ceva, el trebuie să aibă multe cunoștințe despre ce vrea să facă, trebuie să aibă noroc, e vorba de o formulă ca și viața. Cred că România are mare potențial în acest domeniu, adică omul trebuie să riște. Dacă are o idee, mai trebuie să aibă și bani, dacă nu să găsească undeva banii la un prieten, apoi să crească nivelul la un fond de investiții. Fiecare business cu propria lui filozofie. Dar sunt țări care s-au dezvoltat prin micile afaceri. Italia de Nord este toată dezvoltată cu aceste întreprinderi mici și mijlocii. Și statul le-a ajutat, a avut programe speciale. La noi cred că programele acestea speciale făcute pentru IMM-uri sunt doar așa lucruri cu care politicienii se laudă, antreprenorii își fac niște calcule, văd că nu prea iese socoteala și atunci nu se apucă din această cauză de un business privat, că statul îi încurajează. Statul, în primul rând, statul român, ar trebui să aibă o politică de dezvoltare, să știe ce domenii vrea să dezvolte pentru România. Pentru că acest lucru noi nu-l avem astăzi. Avem tot felul de proiecte de guvernare, de cărți albe care au fost scrise, care sunt unele mai proaste decât altele. România nu are o direcție clară. Adică să spună, dezvoltă industria auto, dezvoltă electronica, dezvoltă IT-ul, dezvoltă altceva și atunci legile și direcțiile sunt în acest sens, în a ajuta pe antreprenori, pe firmele care lucrează în aceste domenii să se dezvolte, pentru că e o politică de stat. Să dezvoltăm câteva sectoare. Polonia, de exemplu, a avut ideea curajoasă după căderea comunismului să transforme Varșovia într-un centru financiar. O idee pentru care îi felicit, genială, și au făcut acest lucru făcând chiar concurență Londrei, ceea ce nu e puțin lucru. Pentru că statul a avut o politică, s-a gândit că dacă acolo se dezvoltă un centru financiar puternic, vin bani din toată lumea, fug companii din Viena și se listează la Varșovia, și acest lucru a fost posibil nu pentru că au existat brokeri și pentru că a fost o inițiativă privată. Da, au existat și acestea. Dar și statul a avut o politică să dezvolte acolo un centru financiar. Punct. Și la noi, dacă statul ar spune, vrem să dezvoltăm industria navală, să facem vapoare, ceea ce România face, dar mai puțin decât altădată, atunci foarte multe energii s-ar canaliza în această direcție. Noi nu avem o politică a statului pe ce domeniu ne axăm. La noi totul e, noi facem de toate și nimic. Pentru că banii reprezintă în mare parte motivația într-o afacere, vreau să vă întreb. Știți că există o legislație în România cu privire la business angels? Da.
V-ați gândit vreodată să deveniți business angels într-o altă afacere? Poate sunt deja. Da, există o legislație, există acest model și în străinătate. Este bine că există. Este acel investitor care îi dă curaj, îi dă bani, vânează antreprenori mici care n-au fonduri suficiente și îl sprijină. E bine că există acest lucru și dacă nu exista legislația, acest fenomen ar fi existat. E bine să avem o motivație pentru business angels și ca încurajarea lui. Adică el să aibă niște facilități și atunci lucrurile vor lua amploare. A, un business angel trebuie să aibă ochii buni, să vâneze 10 afaceri din care cu una poate are succes, în celelalte 9 a ajutat niște tineri care au reușit sau nu. Credeți în succesul afacerilor românești care au, de exemplu, ca obiect principal de activitate diferite, de exemplu, magiunul de Topoloveni sau diferite meșteșuguri, ce țin de brand național românesc? Credeți în succesul acestora? Credeți că... Da, de ce nu? Da, e un avantaj din start, acela în care lipești ceva din partea României, ceva simbolic, magiunul de Topoloveni sau altceva, salamul de Sibiu, pe care mai mulți producători îl fac acum cu gusturi puțin diferite, unul mai bun decât celălalt, dar unii sunt mai de succes, în care lucrurile sunt folosite cu un mic avantaj. Cum sunt cei din Parma care fac parmezan, da, și așa mai departe. Aș mai vrea, pentru că discutăm de brand național și am început emisiunea cu un logo propus, să vă întreb cam care credeți că sunt valorile naționale ale României? Din punctul dumneavoastră de vedere, bineînțeles, o opinie personală. Sunt multe, dar dacă mă luați așa repede, cred că... Simbolul, valoarea națională cea mai dragă mie este Eminescu, pentru că Eminescu este coautor al limbii române. Dacă nu exista Eminescu, limba română nu era așa frumoasă, așa melodioasă, nu era așa frumoasă nici în scris, nici vorbită. Dacă citiți textele înainte de Eminescu, vă dați seama că el cred că are mai mult de jumătate contribuție în ceea ce limba română este astăzi. Nu înseamnă numai Eminescu România, mie mi-este cel mai drag ca ceva reprezentativ pentru România. România are multe valori, multe lucruri reprezentative, de la oameni, și am spus un mare om deja, Brâncuș, sunt și alții, Eliade, nu vreau să nedreptățesc pe nimeni că nu-mi vin toți în cap acum. România are multe lucruri frumoase, are o țară care este bine împărțită, are resurse naturale, are aceste lucruri care sunt ale noastre, un fel de mâncare, un port național, un obicei, toate aceste lucruri care țin de acest loc minunat, putem să spunem că sunt românești, sunt autentice de aici. Toate aceste lucruri care sunt particulare poporului român. Și fără să ne dreptățim ceva, oameni, obiceiuri, locuri, înseamnă orice lucru care este produs aici, care se mută din generație în generație, care este amintit, care este folosit, cu care ne mândrim, că nu putem pune ceva de care ne este mai mult sau mai puțin rușine ca simbol național. Nu au fost la un moment dat niște picturi care n-au făcut cinste României, cu care România a participat, îmi amintesc, într-un an la o expoziție la New York. Și acele picturi au fost foarte criticate de presa de acolo, de presa de aici. România are multe lucruri frumoase de arătat, are multe lucruri. Știți care ce? Sunt autentice din acest loc. Mă nemulțumește pe mine personal faptul că atunci când vorbim de valori naționale sau de valori autentice, ne întoarcem invariabil doar către trecut. Totul se duce către trecut. Fie că vorbim de oamenii mari din literatură, din cultură, din istorie și așa mai departe, fie că vorbim de meleaguri, dar eu nu mai reușesc să identific, cel puțin aici vorbesc din numele meu, în numele meu, nu mai reușesc să identific, și de aceea cred că este foarte binevenită emisiunea noastră, pentru că eu nu mai reușesc să identific printre atâția oameni care
umplu peisajul românesc și sunt plin de non-valoare valorile noastre adevărate care, pe care le avem și care trăiesc și care activează și militează pentru o Românie autentică, sunt mai puțin vizibile. E un sâmbure de adevăr în ceea ce spuneți, dar nu trebuie generalizat. Multe lucruri vin de trecut, pentru că autentic românesc trebuie să fie ceva care a trecut proba timpului. Adică dacă vorbim de obiceiuri, normal că vin din trecut. Dacă vorbim de oamenii care ne-au făcut cinste, unii nu mai sunt, aceste lucruri sunt legate de trecut. Dar sunt lucruri care se perpetuează pe de-o parte și lucruri care se pot naște astăzi sau în zilele noastre. Bursa de valori București, pentru că bursa n-a existat 50 de ani pe perioada comunismului, este ceva autentic românesc, că e de la București și românească. Și sunt multe lucruri care se nasc astăzi, dar vom vedea dacă ele sunt autentice de aici, dacă vor trece proba timpului, proba anilor. Și peste mai mulți ani cineva va vorbi despre ele ca despre ceva din trecut. Dacă vorbim de oameni, sunt oameni care astăzi trec această probă. Un bun exemplu cred că este Hagi, de care foarte multă lume a râs într-un stil prostesc pentru ceea ce România face cu valorile astăzi. A fost foarte criticat, un băiat care a luptat el prin inteligența lui, chiar dacă el vorbește câteodată românește și lumea îl critică, așa se exprimă el. Nu trebuie să râdem de o valoare, el este o valoare în sine, pe banii lui, cu mintea lui, cu organizarea lui, a făcut ceva ce mulți alți oameni, multe alte companii n-au reușit. Și el a trecut proba timpului, în câțiva ani, în 10 ani, el a trecut proba timpului. A fost un mare sportiv care după aia a reușit și ca antreprenor, pentru că ceea ce face el cu acea școală de fotbal pentru copii înseamnă, în primul rând, o inițiativă antreprenorială. Și a trecut proba timpului. Hagi este ceva autentic românesc, ca și Nadia Comăneci, ca și Ilie Năstase, care este criticat și care este prins în tot fel de lucruri, pentru că el mai face câteodată glumele lui de care nu se poate despărți. Și noi românii avem și obiceiuri proaste, acelea în care ne criticăm valorile, încercăm să-i dăm jos de pe un piedestal, alții îl ridică, i-au pus lui Hagi epitetul regele și nu știu dacă acest lucru a fost bun sau rău, dar cineva încearcă la un dat pe rege să-l dea jos de pe piedestal. Cred că România au o problemă cu războiul între români. Se bat mereu românii între ei. De ce să fie unul mai bun? De ce să conducă unul dintre ei? Trebuie să vă spun că am ajuns la finalul emisiunii și pentru că aici la Autentic Românesc avem deja o tradiție în sensul de a adresa o ultimă întrebare fiecărui invitat pe care îl avem în fiecare seară de miercuri, vă întreb scurt, într-un câteva cuvinte, să-mi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră autentic românesc. Pentru mine autentic românesc este tot ceea ce un român ar trebui să iubească, de la obiceiuri, la locuri, până la oameni. Acest popor trebuie să se iubească în primul rând pe el, ca să treacă această probă a anilor, și autentic românesc cred că trebuie să reprezinte tot ceea ce este frumos în această țară și de la acest popor. E un popor pe care, în primul rând, trebuie să-l iubim chiar noi, ca alții să ne respecte. Așadar, trebuie să ne iubim întâi pe noi și după aceea... Noi și valorile noastre, acelea corecte. Domnule Paul, vă mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Dragi telespectatori, să știți că aceasta a fost ediția din seara aceasta. Vă aștept și miercurea viitoare la o altă ediție de Autentic Românesc, la fel de interesantă și la fel de spumantă, aș putea să-i spun. Seară minunată în continuare, alături de Canal 33.